Salut, fecioare! Voi face citirea pentru luna septembrie, resurse. Resursele voastre din luna septembrie, resurse, bunuri materiale, tot ce acumulați prin munca voastră. Să vedem sfatul oracolului Lenormand pentru voi. Deci, întotdeauna când spun resursele voastre, nu mă refer dacă ați avea o moștenire, dacă primiți ceva sau câștigați ceva. Nu, deci este vorba de ceea ce faceți prin creativitatea voastră. Haideți să vedem sfatul oracolului pentru voi. Aveți aici un contract. Vom vedea dacă mai apare și iubirea și atunci vom spune, dar poate să fie vorba de un contract pe care îl aveți la locul de muncă, să semnați un contract la locul de muncă. Să vă asumați niște răspunderi. Aici trebuie să fiți foarte atenți întotdeauna când semnați un contract, fiindcă el poate să aibă întotdeauna lucruri pe care nu sunt spuse direct și ele sunt trecute undeva așa, mai mărunt, mai scris și ușor de trecut cu vederea. Haideți să vedem. Deci, cele trei cărți care vă dau sfatul. Deci, în societate, este legat de societate, locul unde probabil vă desfășurați activitatea, veți primi o veste, vă comunică cineva ceva, vă spune, ei, vedeți că aveți de făcut ceva și o vulpe. Aveți aici o femeie roșcată, o femeie care știe să vă păcălească. Asta știe vulpea să facă. Și nu se va da în lături. Deci, aceste noutăți le primiți chiar de la această vulpe. Vulpea vă transmite aceste noutăți, deci trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă dacă semnați un contract, vă asumați niște răspunderi, niște răspunderi legate de societate, de mediul unde lucrați și este totul trecut pe la o vulpe, care ea urmărește ceva. Să vedem ce spune tarotul ermetic despre resursele voastre în luna septembrie. Așa cum am făcut la toate zodiile, voi face crucea celtică. Și haideți să vedem. Uitați, săgetătorul. Asta reprezintă săgetătorul. Săgetătorul care încearcă să echilibreze forțele, să fie cumpătat, să fie stăpân pe situație, să-și aducă o persoană pe care o dorește în puterea lui sau să ajungă acolo unde își dorește. Deci, voi, fecioarele, poate că unii dintre voi aveți ascendentul în săgetător, deci un aspect important și sunteți chiar voi. Sau, dacă nu, s-ar putea ca un săgetător să vă influențeze foarte mult pe fecioare. Așa cum sunteți voi, e bine, un 10 de spade, de monede. Blocajul vostru, cum începeți luna, cum e trecutul, cum ce vă mai influențează voi, mediul vostru, speranța,
Și finalul. Să luăm pe voi 10 de monede, da? 10 de monede, da? Deci 10 de monede, acestea ar fi, reprezintă în primul rând, sunt 10 flori, dacă le observați, ia uitați-le, sunt 10 flori. Deci veți avea o, am zice, vă simțiți foarte bine, fie că ați primit niște bani în plus sau primiți niște bani în plus și îi așteptați acești bani, sunt bani pe care îi așteptați împreună cu familia, sunt pentru munca voastră și vă simțiți foarte bine. Deci este o așteptare, așteptați să primiți niște bani pentru munca voastră, bani pe care vreți să-i investiți în ceva, să cumpărați ceva, să faceți ceva. Trecutul pentru voi reprezintă tot bani, astfel de monede, bani care sunt mai mulți, au venit spre voi, i-ați primit și începeți această lună, septembrie, cu, să spun, cu, începeți cu dreptul, începeți cu un pas bun. Deci este un fel de talisman al norocului. Sunt bani care vin spre voi, bani care sunt ceva mai mulți și puteți să-i investiți într-o locuință, într-o mașină, în tot ceea ce vă doriți voi. Dar mare atenție, și totuși vorbim de septembrie, soarele s-ar putea să aibă un aspect benefic cu Jupiter. Adică nu chiar la început, deci trebuie să fiți atenți când faceți această investiție. Dar cert este că aveți o sumă mai consistentă de bani pe care vreți să o investiți în ceva. 7 de bâte. Pentru voi 7 de bâte arată ce ați făcut voi în trecut. Luna iulie, august, ați depășit toate blocajele, au fost blocaje, dar ați avut întotdeauna cam tot ce vă trebuie pentru a depăși aceste blocaje. Și v-ați descurcat foarte bine cu acest 7 de bâte. Ce vă influențează încă? 2 de monede. Sunteți o persoană care, și sunteți fecioare, sunteți, cum să spun, cumpătați. Dacă primiți bani mai mulți decât ați așteptat, să zicem, pentru munca voastră, fie că la lucru se întâmplă ceva și vă crește salariul sau primiți alte sarcini în plus, dar primiți niște bani în plus, ăsta este aspectul, că primiți niște bani care vă dă posibilitatea să-i folosiți, adică să vă și distrați. Deci arată, este foarte cald, arată posibilitatea voastră să folosiți acești bani și pentru distracție, dar și să plătiți ce aveți de plătit, să faceți tot ce vă doriți. Blocajul vostru vine dintr-un 7 de monede. Am zice că voi v-ați făcut un proiect, ați gândit să faceți ceva, să obțineți ceva, dar ați muncit la acest proiect și totuși ați mai și greșit. Și aceste greșeli vă aduc acum în situația în care trebuie să acceptați, de fapt, mai puțin decât v-ați propus. Deci nu pierdeți, dar nici nu primiți foarte mult. Deci s-ar putea ca în primele zile din primele 10 zile ale lunii, 10-15 zile, să voi să așteptați acești bani și blocajul vostru să fie în sensul că nu e chiar cât ați vrut. Adică voi a zis, iau acum așa și nu e chiar atâta. E mai puțin. Și împăratul. Împăratul în viitor. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în berbec. Un bărbat energic, hotărât. Un bărbat care poate să lupte pentru adevăr, pentru dreptate.
dar totuși este o persoană care arată și autoritatea. Poate să fie vorba și de o autoritate ca instituție. Deci, dar poate să fie vorba, deci poate să fie un reprezentant al unei instituții care vine și vă impune anumite reguli. El de obicei poate să vă dea sfaturi și să vă gândiți că poate să vă și protejeze. Voi, așa cum veți fi în luna septembrie, destul de nemulțumiți. V-ați fixat un scop, ați vrut să ajungeți undeva, ați vrut să finalizați niște lucruri pe care le-ați început și totuși nu le finalizați. Nu reușiți să faceți ceea ce v-ați propus legat de venituri, de bunurile materiale, de ceva. Sunteți destul de nemulțumiți de acest aspect, adică voi nu vă atingeți scopul pe care vi l-ați propus. În schimb, mediul vostru este finalitatea, ceva se va încheia. În mediul vostru, fie o relație cu colegii, eu știu, plecați de la locul de muncă și nu veți mai fi cu acești colegi, veți avea alte sarcini, sau colegii voștri vor pleca dintre ei. Totdeauna luna septembrie începe cu ceva nou la locul de muncă, nu? Deci s-ar părea că aici mediul este mediul de la locul de muncă, gândiți-vă. Ne gândim la cel din familie, fiindcă eu am dat pentru resurse, pentru bunuri materiale, pentru locul de muncă, munca voastră. Și iată că aici se încheie ceva. Fie că nu mai e ce a fost înainte, deci trebuie să vă așteptați la o schimbare atât de puternică încât totul este altfel. Fiindcă moartea asta aduce. Moare, se termină cu ce a fost și de acum vine altceva. Speranța voastră este la o femeie, la Marea Preoteasă. Vorbim de o femeie cu ascendent, zodie, lună plină, în rac sau în scorpion. Este o femeie care vrea să vă afle secretele. O femeie care poate să fie colegă cu voi, șefa voastră. Și voi să aveți speranțe că dacă nu mai aveți, poate nu mai aveți șefa care ați avut-o. Și acum vine alta. Și să sperați. E altă persoană, un început nou, dar trebuie să fiți atenți, fiindcă această persoană încearcă să vă afle secretele și nu e bine să îi puneți la dispoziție secretele voastre. Finalul, iată, este un 5 de bâte. Deci, rivalitate. Va trebui să luptați pentru a vă păstra poate locul de muncă, pentru a obține resursele pe care vi le doriți. Deci va trebui să luptați cu cei din jur, cu mici bârfe, mici răutăți, rivalități, dar totul pare ca o joacă de copil. Este o arcană unde avem Saturn în leu. Ne putem gândi la lecții pe care le aveți de învățat. Deci, viitorul pentru voi reprezintă o persoană autoritară care este un berbec, un bărbat, și vine să vă susțină, să vă ajute, să vă dea un sfat, dar și posibilitatea să nu obțineți cât ați vrut. Adică voi ați sperat să aveți 7 de monede. Și nu o să fie atât, o să fie mult mai puțin. Și rivalitate, foarte multă rivalitate. Aceasta a fost etalarea. Dacă privim și celelalte cărți, uitați-vă, da? Deci veți primi o veste că se schimbă ceva în mediul vostru, unde lucrați, se schimbă ceva și aveți o vulpe. Deci este o persoană care, uitați-o, da?
O persoană care caută să păcălească în stânga, în dreapta. Aceasta a fost citirea, vă doresc septembrie frumos și nu uitați, dacă v-a plăcut, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să dați mai departe și vă mulțumesc. Nu vă costă nimic.